2017 a fost pentru Dărmăneșteni un an foarte bun. Am avut proiecte din fonduri locale și din fonduri guvernamentale pe care le-am implementat. Aș vrea să enumăr doar o parte din aceste proiecte de care Dărmăneșteni avea o absolută nevoie. Împreună am reușit să asfaltăm drumul care duce la barajul de la Valea Uzului. Împreună am reabilitat zona blocurilor din strada Chimiei. Tot împreună am modernizat centrul civic al orașului Dărmănești. Sigur că tot împreună am reușit să facem acel proiect de cadastrare gratuită a unor imobile din orașul Dărmănești și multe, multe, multe alte proiecte pe care împreună le-am derulat. Spre sfârșitul anului am primit o altă veste bună și anume am reușit să obținem finanțarea pentru reabilitarea tuturor blocurilor din Dărmănești. Sigur că am avut un an bun, așa cum spuneam, și datorită faptului că dărmăneștenii au fost alături de administrația publică locală și au plătit acele datorii, să zic, față de bugetul local și noi împreună spuneam că am reușit să ducem la bun sfârșit o parte din proiectele pe care în 2017 le aveam pe masa de lucru. Acum, la sfârșit de an, urez tuturor cetățenilor din Dărmănești un an bun, un an cu sănătate, un an cu multe realizări. Oriunde ați fi, dragi dărmăneșteni, în țară, în străinătate, vă așteptăm alături de administrația publică locală și să dea Dumnezeu ca 2018 să fie măcar la fel de bun cum a fost 2017. La mulți ani, oriunde ați fi.